și efect energizant. Bună seara, mă stimate președinte, stimate Toastmasters, membri și oaspeți. După cum v-ați dat seama, eu astăzi am să vorbesc despre vinul de arabica sau, cum îi spunem noi, simplu, cafeaua. Dacă să fim sinceri, fiecare dintre noi cel puțin odată a gustat această băutură miraculoasă. Dar dacă e să ne întoarcem în trecut, atunci cafeaua a fost descoperită de un cioban, sau mai bine zis, de oile sale, fiindcă într-o zi ele au mâncat frunzulițele unui arbust necunoscut ciobanului și a devenit brusc pline de viață și energice. Iar când ciobanul s-a apropiat de acest arbust, a observat niște fructe mici, roșii, brune, acestea fiind babele de cafea. Și dacă toți suntem în antichitate, atunci vreau să vă aduc la cunoștință că în antichitate femeia avea dreptul să dea la divorț dacă bărbatul nu suplinea cantitatea de cafea care trebuia să fie în casă. Adică nu era cafea în casă, probabil vă întrebați, ce anume cafeaua? De fapt, eu vreau să vorbesc despre tipurile de persoane și calitățile sale, însă, într-o dimineață, la obișnuita ceașcă de cafea la ora matinală, m-am prins la ideea că cafeaua are foarte multe tangențe cu societatea. Dar care este celul societății? Cafeaua. Nu. Nu-i corect. Familia. Exact, familia. Și chiar dacă toate familiile se aseamănă prin ceva, au aceleași relații interpersonale, oricum eu le-am clasificat în două categorii mari. Prima fiind familiile care una pentru alta ar face tot, ar merge la celălalt capăt al lumii și indiferent de toți factorii externi, rămânem tot întreg. Acestea fiind babele de cafea, adică cafeaua în bar. Iar cea de-a doua categorie este persoanele care la cea mai simplă ceartă, problemă, duce la un divorț sau la despărțire. Acestea fiind cafeaua macinată. Dacă e, să fim cinstiți, fiecare dintre noi are câte un prieten cu care este de ajuns să stai 30 de minute și simți că bateria de energie ți este încărcată pentru o săptămână întreagă. Și viceversa, cu o persoană stai 5 minute și îți dai seama că nu mai ai putere și torci ca o lămâie. Timpul petrecut cu prima categorie de persoane este, de fapt, un timp minunat, fiindcă noi după asta vedem doar părțile pozitive, devenim optimiști și vedem viața în culori. Iar după discuția cu cea de două categorie de persoane, simțim de parcă ne-ar fi tăiat cineva aripile și devenim demoralizați. Însă și aici am găsit o legătură cu cafeaua, fiindcă cafeaua poate fi atât benefică cât și destructivă. Și după cum știți, fiecare cafea în dependență, fiecare soi de cafea în dependență unde a fost crescut are aroma și gustul său. Exact așa și oamenii, în dependență de societatea în care au crescut și în care s-au dezvoltat, au careva calități. Unii sunt mai energici, alții sunt mai pasivi. Cineva poate să răspundă pentru faptele și vorbele spuse, altcineva nu prea. Însă toate au un sfârșit logic. Și exact cum omul după moarte lasă amintirea, fiindcă ne-a dat cumva un sfat sau ne-a susținut sau simplu ne-a acordat atenție sau brațul când am avut nevoie de asta, sau invers, exact așa și cafeaua, când după ce o consumăm, rămâne zațul de cafea. Și odată cu el, rămas la fundul ceștii, noi vrem să aflăm visele, aspirațiile, să ne aflăm viitorul, fiindcă încă din antichitate se cunoaște că persoana vroia să cunoască viitorul său. Și aceasta a fost demonstrat, adică nu a fost demonstrat, dar se crede că cel mai bine este, se poate rezolva problema asta cu ajutorul zațului de cafea. De fapt, dacă cineva a observat la începutul ședinței, eu am făcut cam chestia asta, am încercat să aflu viitorul nostru. Și cred că e timpul să vedem ce este acum. Și în cazul când zațul de cafea este pe fundul ceștii, atunci noi vedem
adevărata, răspunsul ideal la problemelor noastre și în cazul dat, noi avem un mătușar de zi. Poți să și înghiți. Nu. Cred că, dar după părerea mea, acesta este un semn că viața este, trebuie trăită din plin și este plină de culori. Și dacă găsim, găsim combinația perfectă dintre aceste culori, doar atunci vom afla gustul adevărat al vieții.